CFR Cluj a început cu o victorie noul sezon din Liga 1, iar ambițiile Astrei de a se bate de la egal la egal cu echipele mari au fost amânate cel puțin până în etapa următoare. Fără capitanul Cadu, care a urmărit meciul din tribună, la fel ca și atacantul adus de la Benfica Weldon, clujenii au învins cu 2-0. Capitanul s-a trecut primul pe lângă deschiderea scorului, dar n-a putut trimite pe poartă după o pasă excelentă a lui Bastos.